Anul trecut, în luna august, am primit pe Facebook mai multe mesaje de amenințare. La început au fost insulte, calomnii și apoi s-au transformat în amenințări, inclusiv la adresa soției, nu doar la adresa mea. Și n-am făcut acest lucru public, pentru că scopul nostru al politicienilor nu e să ne victimizăm. N-am intrat în politică să-mi fac prieteni. Dacă vreau să-mi fac prieteni, mă apucam de cântat într-o formație la petreceri și mi-am dat seama că cu politica vor veni și astfel de reacții. Dar nu mă așteptam niciodată să scrie cineva într-un mesaj dacă pun și eu țiganii să o violeze pe nevastă-ta. Deci discutăm de mesaje destul de grave. În acest sens am formulat o plângere penală anul trecut în august, care a rămas este cu nume și vă zic imediat, care a rămas nesoluționată. Mult mai grave decât am tras doar cu ochiul, dar sunt cuvinte mult mai grele decât sunt cuvinte pe care nu pot să le reproduc în fața camerei și la microfoane. Dacă vreți, pot să vă dau o copie după plângere. Și într-unul din mesaje, noul meu partener de conversație se recomanda ca fiind funcționar public în Primăria Roman. Și și-a dat și numele, evident pe Facebook și apare numele, și l-am căutat, într-adevăr l-am găsit pe pagina de contact a Primăriei Roman, se numește Ciprian Munteanu, este funcționar în biroul de insolvență al Primăriei Roman. Surse îmi spun că ar fi băiatul domnului Constantin Munteanu, de la fost vicepreședinte al HCM Roman. Și în urma plângerii am fost chemați amândoi la poliție și am avut ocazia să-l cunosc pe Ciprian Munteanu personal, nu-l văzusem în viața mea până să primesc aceste mesaje, și am avut ocazia să-l cunosc și a declarat în fața ofițerului de anchetă că într-adevăr este contul lui de Facebook, dar că nu a scris el mesajele, ci probabil un coleg de birou când el era plecat la masă, pentru că el intră pe Facebook doar de pe calculatorul de la serviciu. Așa. Și eu știu că am fost destul de critic la felul în care funcționează și la felul în care sunt organizate anumite compartimente din Primăria Municipiului Roman, dar foarte mulți dintre funcționarii din aparatul de lucru al primarului care mă cunosc știu că eu nu am o problemă cu funcționarii, ci cu felul în care conducerea gestionează aceste lucruri, pentru că primăria este ținută în spate de niște oameni care își fac treaba. Având în vedere aceste incidente pe care vi le-am relatat, îi recomand domnului primar Lucian Micu să fie mai atent pe cine angajează în aparatul de lucru al primarului, pentru că acest funcționar lucrează în aparatul de lucru al primarului, și îi solicit public să ia măsuri de sancționare a acestui tip de comportamente, care fac un deserviciu atât imaginii instituției în care funcționarul lucrează și pe care domnul primar o conduce. Voi adresa în acest sens și o solicitare scrisă către domnul primar în zilele următoare, la care voi atașa și înscrisurile conexe ale plângerii pe care am înaintat-o parchetului. Nu aș fi adus în discuție acest subiect dacă ieri nu aș fi primit din nou un mesaj de la domnul Ciprian Munteanu. Nu a fost un mesaj de amenințare de această dată, a fost doar un salut prietenesc, să-i spunem. Da, am primit niște urări de bine din, spune dumnealui, din partea întregului birou de insolvență. Asta vine ca urmare a două lucruri. Unu, într-o emisiune la o televiziune din Roman săptămâna trecută am adus în discuție acest birou de insolvență și am zis că sunt 4 persoane în acel birou, erau 4 anul trecut, acum sunt doar 3, care nu justifică activitatea. Este practic un birou de recuperare a creanțelor de la contribuabili în insolvență. Dacă ne uităm pe lista cu datornici a primăriei, vom vedea că toți contribuabili în insolvență sunt încă acolo, deci nu a recuperat nimeni creanțele. Și atunci discutam exact de reorganizarea aparatului bugetar din Roman în emisiunea respectivă și de nevoia de reorganizare. Iar al doilea lucru care a declanșat reacția de ieri a domnului Ciprian Munteanu a fost probabil faptul că ne-am întâlnit accidental în biroul unic al primăriei. Eu depuneam o cerere la un birou, domnul a adus niște
documente la registratură, dar doar l-am observat că a intrat în încăpere. Și două ore mai târziu, din nou tot în timpul programului, la ora 4, am primit urări de bine. Tot pe Facebook, tot din partea dumnealui și tot în timpul programului, probabil tot de pe calculatorul primăriei. Plângerea este înregistrată pe 30 august 2018. Și nu va determina Da, merg înainte, pentru că, în primul rând, astfel de comportamente nu trebuie încurajate prin neglijare. Adică eu consider că dacă într-o zi se întâmplă ceva soției mele ca urmare a unor astfel de amenințări cărora eu nu le-am dat atenție, sunt singurul vinovat sau sunt vinovatul principal sau sunt măcar complice, dacă nu. Așa și în al doilea rând, eu și cu siguranță nici dumneavoastră și nici unul dintre locuitorii municipiului Roman nu cred că este de acord ca un funcționar al primăriei municipiului Roman plătit lunar din bani, din taxele noastre la bugetul local sau la bugetele naționale, să-și petreacă orele din timpul programului stând pe Facebook și proliferând înjurături sau calomnii la adresa unor persoane politice. Eu înțeleg că eu și cu conducerea primăriei municipiului Roman suntem în tabere politice adverse, dar funcționarii publici sunt în slujba tuturor cetățenilor.